veste proastă pentru Alina Bica. Decizia magistrailor în dosarul în care fosta FD Cot este acuzat, alături de Videanu, de corupie. La termenul de luni, de la GJ, în dosarul în care Alina Bica sublinierea Adrian Videanu sunt acuzați de corupție, judecătorul a dispus pentru 11 iunie citarea mai multor martori, între care sublinierea Ovidiu sublinierea Nicoleta Tender, Ana Maria Topoliceanu sublinierea Mihai Ludroiu. Magistracii au anuncat sublinierea finalul procesului, informează Mediafax. Magistracii Curții Supreme au dispus, luni, la procesul în care Alina Bica sublinierea omul de afaceri Adrian Videanu sunt acuzați de fapte de corupție, ca la următorul termen, din 11 iunie, să fie citați mai mulți martori, între care sublinierea Ovidiu Tender, Nicoleta Tender, Ana Maria Topoliceanu, Mihai Ludroiu. De asemenea, presubliniere din telecompletului le-a spus apretorilor din sală să fie pregătiți sublinierei pentru depunerea ultimelor concluzii, în eventualitatea în care vor putea fi depuse la termenul din iunie. Fosta subliniere FDI Cot, Alina Bica, a fost reprezentat de un avocat la termenul de luni. Sentința din acest proces va fi una definitiv. În prim instanț, Alina Bica a primit 4 ani de închisoare cu executare pentru favorizarea făptuitorului, în vreme ce Adrian Videanu a fost achitat pentru sevâr sublinierea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu. Adrian Videanu sublinierea i-a pasat acțiunile asupra acerora procurorii DICOT instituiseră sechestru sociei sublinierei copilului, ulterior acestea fiind scoase de sub sechestru de către Alina Bica, arătau procurorii DNA. Potrivit anchetatorilor, rezult evident, din cronologia naturii sublinierei destinaciei celor 80 acțiuni, aparținând numitului Videanu Adrian, de la SC Titian Marsace, anterior datei de 2409. 2013 când s-a dispus în această cauză luarea măsurii asiguratorii în vederea instituirii unui sechestru asigurator, au fost efectuate demersuri pentru convertirea acțiunilor nominative ale numitului Videanu Adrian în acțiuni la purtător. Faptul transformării acțiunilor nominative în acțiuni la purtător a fost cunoscut la data de 24 septembrie 2013 când s-a aplicat sechestru asigurator, mai arată procurorii. Transformarea acțiunilor nominative în acțiuni la purtător nu a modificat deținătorul, ci numai natura lor, mai explică ce subliniere TIA. Depunerea acțiunilor la purtător, deci momentul la care acestea nu mai aparțineau numitului Videanu Adrian, a avut loc la data de 4.10.2013 cu ocazia adunării generale extraordinare a acționarilor. În acel moment, la acea dată, de 4.10.2013 din cele 160 acțiuni la purtător câte 50 au revenit numicilor Videanu Andrei Valentin sublinierei Videanu Diana Alexandra, se arată în referat. Procurorii susțin ce, prin înstrinarea acțiunilor, de subliniere i se aflau indisponibilizate ca urmare a măsurii sechestrului,
inculpatul Videanu Adrian s-a situat deja în sfera infracțională. În 25 februarie 2014, Alina Bica, printr-o ordonanță dat ca procuror subliniere FALDICOT, cu încălcarea prevederilor legale de competent, a ridicat sechestrul asigurator dispus asupra acțiunilor lui Videanu. Ridicarea măsurii asiguratorii, prin decizia abuzivă a numitei Bica Alina Mihaela sublinierei complicitatea numitului Videanu Adrian, periclitează sublinierei îngreunează recuperarea prejudiciului, prin posibilitatea sublinierei facilitarea înstrimării acțiunilor respective, notează procurorii în acela sublinierei referat.